Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la un nou grupaj de știri Mega TV. Primarul municipiului a dat ordin clar ca toate utilajele de desăpezire să lucreze la foc continuu pentru strângerea zăpezii. Acest lucru s-a și întâmplat, astfel că de la primele ore ale dimineții, drumarii erau pe traseu strângând zăpada de pe carosabil și nu numai. Munții formați la Piața Mare începeau să dispară odată ce utilajele încărcau zăpada pentru a o depozita în afara orașului. Edilul Aurel Simionescu, puțin deranjat că unii operatori nu își îndeplinesc sarcinile de serviciu privind acțiunea de dezăpezire, a dat ordin clar și precis ca toate utilajele să lucreze non-stop pentru strângerea zăpezii. Asta deoarece se anunță un nou val de ninsoare și viscol. În cazul în care zăpada nu este strânsă la timp, fiind în cantitate foarte mare, noua ninsoare cu siguranță va bloca definitiv orașul nostru. Astfel se face că de la primele ore ale acestei dimineți, drumarii și-au făcut apariția pe străzi. Cu ajutorul utilajelor au început să strângă mormanele de zăpadă. Muncitorii se vedeau pe toate străzile, toată lumea muncea. Chiar și stațiile de autobuz și maxi-taxi erau curățate de zăpadă. Pe arterele pe care utilajele dezăpezeau, echipele poliției locale dirijau circulația, astfel încât să nu se producă vreun eveniment neplăcut. Nu exclud ideea că ei se duc și uită o stradă sau două sau nu știu ce. Nu exclud chestiunea. Mai fac și de mântuială, mai... Deci trebuie să vedem, pentru că după aia, la, cum se cheamă, când se semnează foaia, eu zic, băi, nu văd că ori. Lucrarea, să văd, mă duc, văd și dacă am reclamații odată, acceptă, pe. Da, nu s-a intrat, s-a uitat, a trecut pe lângă ea, bai, s-a stricat, în sfârșit. Dar dacă și a doua oară să spun, băi, lăsat strada respectivă, dacă și a doua oară am o problemă de genul ăsta, dacă nu spui s-a intrat, s-a făcut... Că din vorbă în vorbă, știi cum se raportează. Da. Unul îi spune lui, ăla, lui, ăla, lui, și toată lumea crede pe fiecare. Și eu mă duc pe strada respectivă și spune, unde e? Eu sunt aici, unde e? Călugăreni, Praporgesul. Azi noapte ți-am zis că se intre pe da, da, astăzi unde e? A fost exemplu concret ăsta? Da, da, unde e? Păi da, nu, că am intrat până la blocul, păi stai, strada, străzile astea merg până și dincolo de Chișinău. Da. Ai dat până la Chișinău. Așa, dar de la Chișinău încolo? Drumul, poliția locală a mea a fost pe utilaje de da, respectiv. Da, da. Nu, pentru ora 12. Un control și un control și un control. Dar eu mi-am reproșat cei mai mulți cum au pus. Cei mai mulți au auzat. Excepții totdeauna vom avea. Și din cauza asta mi-au oprit mașina pe linie tramvai. Da, 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 da. Pe Galați, vis-a-vis de Biserica Sfântul Ioan. Și eu le iau pe să îndurez cu bețe de ce nu circulă tramvaiele. Ăsta are și el o informație că e unul dincolo de pod care nu trece peste pod să nu s-apropie prea mult de altul, etc. Și când trec eu, mă duc eu după ei să văd unde-i podul și unde-i tramvaiul, tramvaiul oprit în fața Bisericii Sfântul Ioan pe sensul devenit înspre oraș. De ce? Că în fața lui lăsați unul mașina, că acolo s-a oprit. Noaptea. Ambulanțele au intervenit pentru 10 urgențe medicale. În comuna Șuțești, 5 gravide, comuna Victoria, o gravidă, comuna Racovița, o gravidă. În sat Mihai Brav, un pacient cu accident vascular cerebral. Comuna Ulmu, sat Mohreanu, o gravidă. Sat Batogu, o gravidă. Toate ambulanțele au fost însoțite de utilaje de desăpezire. 12 pompieri din cadrul gărzii de intervenție Ianca au participat la acțiuni de desăpezire în localitatea Ianca. 29 de militari din cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale Brăila au participat la acțiuni de dezăpezire în localitatea Făurei. Un număr de 15 utilaje de dezăpezire repartizate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România au sosit astăzi pe teritoriul județului nostru și vor acționa pe drumurile naționale și județene. Peste 170 de polițiști acționează suplimentar zilnic pentru evitarea evenimentelor rutiere nedorite. Polițiștii brăileni recomandă conducătorilor auto să conducă deosebit de prudent cu viteza adaptată condițiilor meteo de drum și trafic. Polițiștii sunt amplasați în municipiul și județul nostru în 15 filtre de informare sau restricționarea circulației pe drumul european, dar și pe drumurile naționale și județene care sunt închise sau blocate. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, mâine sunt închise toate unitățile de învățământ din municipiul și județul nostru. În jurul orei 14, Inspectoratul Școlar Județean va transmite fiecărui director dacă suspendarea cursurilor va fi valabilă și pentru ziua de joi.
Potrivit conducerii Inspectoratului Școlar Județean Brăila, cursurile din toate școlile și grădinițele din municipiu și județ vor continua să fie suspendate. Inspectorul General Școlar Iulian Danielescu a precizat că s-a luat această decizie ca urmare a noilor avertizări meteorologice referitoare la apariția unui nou val de ninsori și viscol. De asemenea, este posibil ca și în ziua de joi, 30 ianuarie 2014, să fie aplicate aceste măsuri, deoarece Ministrul Educației a menționat că, având în vedere starea vremii, cel mai indicat ar fi ca toți copiii să stea acasă. În cursul zilei de mâine, Inspectorul General va contacta toți directorii pentru a informa în legătură cu hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila privind suspendarea sau reluarea cursurilor pentru perioada 30-31 ianuarie 2014. Vă reamintim că din cauza ninsorilor abundente în școlile și grădinițele din județul nostru, cursurile au fost suspendate ieri, lucru care s-a întâmplat și astăzi. Tot ieri au fost închise și unitățile de învățământ din municipiu. În cursul zilei de duminică, 26 ianuarie 2014, Inspectorul General Școlar Iulian Danielescu a contactat telefonic toți directorii unităților de învățământ din județul nostru pentru a informa că luni și marți nu se țin cursuri din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Dezăpezirea i-a distrus viața. La numai 28 de ani, în urma unui accident de muncă, un tânăr și-a pierdut mâna, suferind și multiple fracturi. Inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila, Dumitru Văduva, a precizat că în cursul zilei de duminică, 26 ianuarie 2014, un tânăr de 28 de ani a suferit un grav accident în timp ce participa la acțiunea de dezăpezire din municipiu. Brăileanului a fost mulsă mâna de la închietura cotului, suferind totodată și multiple fracturi. Și fie că ne aflăm în perioada de cod roșu, cod portocaliu, de zăpadă, de viscol, vreau să fac o mențiune că în data de 26 ianuarie, respectiv ieri, în acțiunea de dezvezire a fost înregistrat un eveniment, a cărui victimă a fost un tânăr de 21 de ani. Acesta a lucrat pe o mașină de curățat zăpada și de împrăștiat sare, și intervenind la agregatul de împrăștiat sare, i-a fost smuls o mână din cot și fracturi pe antebraț. Accidentul se află în cercetarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila. Cu amănunte vom reveni pe măsura elucidării acestora. Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila îi sfătuiește pe toți cetățenii care desfășoară acțiuni periculoase în timpul orelor de lucru să-și sporească atenția, astfel evitându-se producerea de evenimente nedorite. Comisarii de la Protecția Consumatorului Brăila au efectuat o serie de controle la operatorii economici care comercializează detergenți. 8 dintre ei au fost depistați cu abateri, ei primind amenzi contravenționale de 3.800 de lei, dar și avertismente. Dumitru Marta, comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Brăila, a declarat că mai mulți comercianți au trecut prin filtrul comisarilor privind modul de comercializare a detergenților. Operatorii economici au fost depistați cu abateri, pentru care s-au dat 5 amenzi și 7 avertismente. Produse în valoare de peste 11.000 de lei au fost cu abateri, luându-se decizia de a fi oprite temporar sau definitiv de la comercializare. Comisariatul nostru a definitivat, a finalizat un control tematic în ultima perioadă referitor la detergenții și produsele de curățat. S-au controlat 8 operatori economici. Toți au avut abateri de la legislația specifică, motiv pentru care s-au aplicat 5 amenzi în valoare de 3.800 de lei și 7 avertismente pentru abateri diferite. S-au controlat produse în valoare de 11.350 de lei. Din acestea au avut abateri de la legislația specifică produse în valoare de 709 lei, 621 de lei valoarea produse în valoare de 621 de lei, fiind oprită temporară la comercializare pentru lipsa elementelor de informare, de pe etichetă parțială, iar produse în valoare de 88 de lei au fost oprite definitiv de la comercializare, unele datorită faptului că nu puteau fi comercializate, era interzis comercializarea lor, iar altele datorită faptului că erau produse expirate. Produse în valoare de 37 de lei nu au fost multe. Dintre abaterile
constatate. Cea mai mare parte se referă la elementele de informare. Lipsa denumirea produsului. Data producției, producerii produsului respectiv era foarte puțin lizibilă. Lipsa instrucțiunilor de utilizare și anumite indicații neconforme cu realitatea, unde chiar puțin distractive, ca să spun așa. Și am să dau câteva exemple. Se pun două capace de produs la o găleată de apă. Problema era că produsul era într-o pungă de masă plastică, nu avea niciun fel de capac. Probabil era o rezervă, dar informarea s-a făcut mecanic, fără să se poată vedea că se poate face acest lucru. Printre neregulile depistate de comisarii brăileni s-au numărat lipsa afișajului prețului, a denumirii societății, a plachetei de informare Infocons. Jucătorii de la CF Brăila și-au făcut bagajele pentru cantonamentul montan. Brăilenii vor să-și mute de astăzi cartierul general al pregătirilor la Târlungeni. Încă nu s-a stabilit noul Consiliu de Administrație la CF Brăila, însă cei care vor prelua frâiele echipei vor ca formația antrenată de Alin Pânzaru să beneficieze de toate condițiile de pregătire specifice acestei perioade. Astfel că de astăzi fotbaliștii brăileni încearcă să-și mute cartierul general al pregătirilor la un hotel de la Târlungeni. Jucătorii vor pleca 10 zile în cantonament montan. Deja s-a plătit acontul la hotel. Singura problemă o reprezintă găsirea unui mijloc de transport, pentru că vremea este capricioasă și nu prea se încumetă nimeni să părăsească Brăila. Noi sperăm să găsim o soluție privind transportul fotbaliștilor până la Târlungeni, a declarat Florin Cârligea, principalul finanțator al echipei. La rândul său, Alin Pânzaru speră ca echipa brăileană să înceapă de astăzi cantonamentul montan, unde să participe și noile achiziții. Brăilenii sunt în discuții cu un fundaș dreapta, un mijlocaș dreapta și un mijlocaș ofensiv, însă nimeni din anturajul clubului nu a vrut să divulge numele acestora. Potrivit unor persoane care au vrut să-și păstreze anonimatul, se pare că este vorba de Florin Voicu de la Dunărea Galați, Petean, fost jucător de la Oțelul Galați, și Stâncioiu, un mijlocaș care a mai evoluat la Brăila. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Mega TV. Nu plecați din fața televizorului, urmează emisiunea Sport Show cu Costel Filip. Vă mulțumim pentru atenție, o seară cât mai frumoasă, la revedere!